Bună ziua, dragi telespectatori, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Destine. După cum deja știți, am avut deja câteva ediții cunoscute de dumneavoastră. În această emisiune încercăm din tot sufletul să aducem oameni frumoși în casele dumneavoastră, oameni care vin cu exemple de viață, oameni care, de ce nu, să vă inspire, să vă ajute, să vă sprijine și poate cel puțin una din persoanele care vin în studioul nostru, dacă vă ajută să treceți peste o problemă, peste o greutate, peste un necaz sau pentru orice altceva, misiunea noastră consider că este îndeplinită. Țin să vă mulțumesc personal pe această cale tuturor celor care ne sunați, care ne trimiteți mesaje și sunteți mulți. Din păcate nu pot să răspund la toată lumea, de aceea profit de acest moment să vă spun tuturor că vă mulțumim că ne sunteți alături, că ne sunați și că ne scrieți. Ne aduceți bucurie în suflet și împărțim împreună cu dumneavoastră toate momentele de bucurie. După cum știți, aducem în fiecare emisiune câte un invitat nou. Astăzi avem un om extraordinar, iar când spun extraordinar, pot să vă spun că este un om cu adevărat miraculos. O să vă împărtășească din traiectoria prin viață, prin greutățile prin care a trecut, atât pentru drumul și croirea destinului profesional, cât și pe partea personală și, de ce nu, chiar veți avea în fața dumneavoastră un exemplu a puterii sufletești, un exemplu a unui om care a trecut printr-o boală cruntă, care a înfruntat-o și care a venit aici cu zâmbetul pe buze să ne spună că se poate. Sunt tare, tare bucuroasă că a acceptat să vină alături de noi doamna Mihaela Palade-Gheran. Bună ziua, bun venit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru lucrurile extraordinar de emoționante pe care le-ați spus. Patentul emisiunii noastre este să descoasem omul. Dorim să aducem exemple pentru cei care au nevoie, indiferent de vârstă, că sunt tineri sau că sunt adulți și trebuie să schimbe măcazul în viață, cum ne alegem drumul profesional, cum ne căutăm misiunea în viață, cum facem și ce facem pentru a ajuta să înțeleagă și cei din jurul nostru că suntem oameni care ne-am împlinit, oameni care muncim cu tot sufletul, cu drag, pentru că ceea ce facem e împlinirea visului nostru. Tind să specific pentru tinerii care învață să și asculte chemarea sufletească și să urmeze să facă în viață ceea ce le place. Spun acest lucru pentru că și dumneavoastră ați ajuns acum să faceți cu adevărat lucruri cu minunăție, cu multă bucurie. Sunt lucruri frumoase și sunt mulți oameni în jurul dumneavoastră care se bucură. Dar până ați ajuns aici, cum ați început? Ce v-ați dorit să fiți? V-ați imaginat că veți fi psiholog, că veți ajuta oameni? Ce visați în copilărie? În copilărie visam foarte mult, pentru că citeam foarte mult și mă imaginam în toate personajele din cărțile citite. Eram pe rând toate rolurile principale, și femei și bărbați, și chiar știu la un moment dat în copilărie că, de exemplu, cireșarii, obișnuiam să-i adun pe colegii, pe prietenii, prietenele mele și să fim și noi cireșarii și erau supărați că eu eram și ursul, eram și Lucia pe rând. Am visat foarte mult și cred că legat de profesie, când a început să se contureze în mintea mea ce anume aș vrea eu să devin, a fost în clasa 5-a, când am avut o profesoară care mi-a fost și dirigintă, o doamnă de franceză, un om extraordinar, și vreau să subliniez aici importanța cadrului didactic, pentru că doar cu simpla prezență poate modela un destin. Mi-am dorit să fiu asemeni ei, asemeni modelului, și am învățat franceza, am făcut o pasiune din limba franceză. Știu că mama mea era uimită că în clasa 5-6 am cumpărat să-mi iau niște cursuri de franceză și în vacanțe și în timpul liber studiam singură. Pe parcursul timpului, eu am făcut liceu înainte de Revoluție, nu exista consiliere și orientare vocațională. Ne doream anumite lucruri, dar nu știam ce se întâmplă în cadrul acelei profesii.
Am mers pe această pasiune încurajată de mama mea și la un moment dat obligată, pentru că în clasa 12 am vrut să schimb un pic macazul, fusese Revoluția și aș fi vrut să fac dreptul. Prietena mea de atunci învăța pentru drept și chiar este judecător la acest moment în Deva. Și am mers la facultatea de litere la franceză, silită, împinsă de la spate, că ai învățat atâția ani și păcat să nu faci lucrul acesta. Și mi-am dat seama că e ceva ce nu mă caracterizează. E ceva ce nu mă puteam imagina ca profesor, nu mă puteam imagina. Am avut tot timpul sentimentul că trebuie să fac altceva, dar n-am știut ce. Apoi, de-a lungul vieții, am avut o afacere de familie și mie îmi place așa să mă bag. Am fost întotdeauna o curioasă, am vrut să aflu, să văd cum legătura dintre lucruri, să înțeleg, să caut, să văd cum pot să fac, cum pot și știu că m-a atras partea de contabilitate din firmă, pentru că aici aveam o doamnă contabilă care era extrem de anxioasă și fiecare balanță era ca o operație pe creier. Și m-am dus să fac un curs, să văd și eu despre ce este vorba de acest domeniu, dacă e chiar așa, eu am făcut liceu de matematică fizică. Vreau să spun că scriam poezii, am avut poezii publicate în revista Cutezătorii, cum era atunci, și cumva, în cadrul liceului de matematică fizică, eram așa o ciudată, pentru că majoritatea erau cu matematică, cu fizică, cu profilul real, iar eu scriam poezii și le aveam afișate la gazeta de perete. Tot așa, mi-aș fi dorit foarte mult să fac un liceu de filologie, pentru că pasiunea mea pentru citit și pentru scris era evidentă, dar era în altă localitate, eu sunt din Hunedoara, ar fi trebuit să stau la internat sau să fac naveta în Deva și mama nu a vrut, s-a împotrivit. Și am scris poezii la gazeta de perete în cadrul liceului de matematică fizică. Profesorul meu de română și care mi-a fost și diriginte fusese studentul lui Călinescu, un om extraordinar. Și am renunțat la facultatea de franceză, am făcut cursul de contabilitate. M-a atras pentru că totul era logic și mie îmi place să văd legătura logică, raționamentele. Și am început să țin contabilitatea firmei, am început să-mi dau seama de anumite previziuni și m-am dus de la o contabilitate aparent primară. Am învățat să fac balanța și am zis că vreau și mai mult, să văd și mai mult. Și am început să fac și bilanțul. Mă împrietenisem cu doamna care m-a format și care mă superviza și ea mi-a spus: uite, e păcat să faci toate lucrurile astea, să știi să le faci și să nu faci și să ai și drept de semnătură. Drept pentru care m-am trezit admisă la Facultatea de Științe Economice. Deși era ușor, pentru că deja eu știam față de colegii mei să țin contabilitatea, nu era nimic. Adică, din când auzeam macroeconomie sau alte discipline, nu rezona absolut nimic din disciplinele alea. Știu că era un domn profesor care ne vorbea la începutul cursului un sfert de oră despre suflet, despre viață, despre lucrurile importante și acolo le absorbeam și abia așteptam să fac disciplina respectivă. Și știu că nu de multe ori coboram dealul Copoului plângând și gândindu-mă că va trebui să renunț din nou, spre supărarea și disperarea mamei mele, că eu sunt din patru frați, ceilalți trei frați erau cu facultate, realizați, iar eu eram singura care începeam și nu terminam, ca să zic așa. Și chiar știu că m-am dus la o bună prietena mea, nu știu dacă i-am spus vreodată cât de important a fost discuția mea cu ea, în care mi-a spus: văd că plângi și ești foarte supărată. De fapt, ce anume vrea să faci tu cu adevărat? Că nu te mulțumești, asta este clar. Primisem, cum nimic nu este întâmplător, primisem o carte, cum se dădea în vremurile acelea, la pachet, gratuit. Cumpărasem o carte și primisem cadou gratuit o altă carte și era o carte care se numea Curs de Psihologie, a lui Constantin Rădulescu Motru. Și mi-aduc aminte că în momentul în care am citit-o, am știut că este ceea ce vreau să fac.
Și în momentul în care m-am înscris la facultate, și aici a fost o problemă că eram studentă la științe economice, la facultate de stat, și m-am ales să mă scriu la o facultate privată și era eticheta asta de că faci la privat, adică n-ai face școală sau nu, s-a dovedit a fi cea mai bună alegere pentru că la acea școală, la acea facultate am avut parte de profesorii cei mai buni în România din psihologie, de la Cluj, de la Timișoara, de la București, chiar am fost plecată la niște formări în Germania, chiar am făcut niște formări sponsorizate de Guvernul Suediei și de pe partea de evaluare a copilului mic, cu niște instrumente extraordinare în evaluarea copilului de la 0 la 1 an pe depresie, anxietate, foarte multe specializări. Adică s-a dovedit a fi o alegere extraordinară pe care nu o regret și îmi pare rău că la momentul acesta facultatea respectivă nu mai e ce a fost atunci. Și așa am devenit psiholog. Pentru mine, din prima secundă, de la primul curs, de la practicile de contact în care m-am dus la Institutul de Psihiatrie din Socola, ascultând oamenii, am știut că este ceea ce trebuie, calea mea, drumul meu. Pentru că din copilărie veneau spre mine persoane care, fără ca eu să le întreb, îmi spuneau secretele lor, de multe ori împovurătoare. Se întâmplă și în cabinet să vină persoane și să-mi spună lucrurile foarte ascunse, foarte apăsătoare. Și atunci eu le spun, ok, vorbim pe partea de psihologie, dar este important dacă acest lucru să te apasă, există totuși taina spovedanie și este altceva. Adică nu e suficient, este foarte important să poți să spui prin cuvinte anumite lucruri, dar dacă vrei să se producă și iertarea, pe lângă faptul că o înțelegi în psihoterapie ca și mecanism, este important pentru cei care cred să facă echipa completă și să se adreseze specialistului pe acel segment. De-aia spun că e important să-ți alegi profesia în funcție de datul tău, de darul tău cu care ai venit. Pentru mine, faptul că oamenii se deschid cu ușurință, că îmi spun lucruri, de multe ori să știți că nu mă bucur, că în viața de zi cu zi se întâmplă frecvent, vreau să mă bucur și să discut lucruri frumoase și să aud tot felul de probleme și de lucruri apăsătoare și triste. Da, iată că putem spune că v-ați descoperit misiunea personală și v-ați schimbat destinul de la ce? De la o carte primită de la o prietenă. Într-adevăr, e o carte minunată. Îl admir, am citit mult și cred că niciodată n-am să mă satur să citesc din Constantin Rădulescu Motru. Nu sunteți singura care mă bucur citește din domeniul ăsta. Prin astfel de emisiuni încerc să ajut tinerii, după cum am spus și la început, și nu numai, să ajut pe cei care simt că încă nu și-au descoperit drumul lor în viață. Cunosc personal tineri care acum sunt exact la hotarul maturității, când trebuie să ia decizii de a merge mai departe către studii. Am un fiu care tocmai se pregătește să dea bacalaureatul și observ, urmăresc foarte mult activitățile celor din jur și de vârsta lui. Sunt foarte mulți tineri care știu ce vor. Știu ce vor să studieze și ce să urmeze, dar sunt și tineri care sunt nevoiți să meargă la o anumită școală pentru că trebuie să moștenească o moștenire din familie, o profesie din familie, sau pentru că o anumită școală este renumită, sau pentru că o anumită profesie se plătește mai bine decât alta. Insist și spun mereu, fiecare ar trebui să-și urmeze drumul și să facă ceea ce crede că este în stare să facă cu drag, cu plăcere. Iată că și la dumneavoastră a trebuit să treacă anumite etape prin viață ca să descoperiți că a venit și momentul. Cât de important este să-ți descoperi misiunea personală? Este foarte important. Cam pomenit de perioada aceea în care nu exista practic orientarea și consilierea în carieră față de prezent, în care sunt foarte multe instrumente care te pot ghida, pot ghida tânărul spre partea de carieră, de ce anume este dat să fie. Să știți că vin persoane în cabinet care, din punct de vedere intelectual, au capacitatea de a face absolut orice profesie.
Deci au un intelect foarte ridicat și dacă își propun, pot să facă și lucrurile impuse de părinți, să urmeze și sunt care fac și se întâmplă lucrul ăsta, îl știm. Pe de altă parte, există acel sistem de aptitudini, acele lucruri pe care le ai născute, acele daruri cu care vii și care, în momentul în care le transformi într-o profesie, sunt lucrurile care se întâmplă să se facă ușor, pe care le poți face cu pasiune, care nu înseamnă chin și efort. Practic ajungi și se și spune de altfel că dacă îți transformi hobby-ul în job, practic nu mai lucrezi. Despre asta este vorba. O orientare corectă este de a porni de acolo, din datul, din plusurile pe care le are persoana și de a orienta spre domeniul în care se poate exprima cel mai corect și cel mai bine. Iată că o foarte mare importanță o are și dascălul, în afară de familie, care e clar, e baza pornirii unui tânăr în viață. Familia are un rol extraordinar, dar și dascălii, pentru că la rândul lor sunt cei care petrec mult timp și pot să vadă talentele unui copil și unde să-l direcționeze. Și nu în ultimul rând psihologul, care are instrumente concrete prin care se realizează profile de orientare vocațională, în care există inclusiv domeniile de activitate, în care există inclusiv descrierea, adică ce poate să facă în domeniul respectiv, care este profesia. Și sunt mai multe paliere pe profilul respectiv. Deci totul este personalizat. Să venim un pic în zilele de astăzi, în activitățile prezente ale dumneavoastră. Știu că sunt multe, aveți foarte multe activități, sincer nu știu cum reușiți să vă împărțiți timpul, pentru că sunt multe. Ce ne puteți împărtăși din momentul prezent? Din momentul prezent sunt președinta Asociației Psihomedicale Bucuria de a Fi. Este o asociație înființată în luna octombrie, anul trecut. Și sunt majoritatea proiectelor vizează sfera oncologică. Este o asociație de pacienți, că vorbim de oameni și destine. La un moment dat îți alegi, îți dorești, se întâmplă. Dar pot fi momente în care să nu alegi, conștient cel puțin, și viața să te poarte ca destin înspre alte domenii. Asta a fost în cazul meu când a fost diagnosticată în 2015 cu un cancer la sân și practic toată viața mea s-a schimbat total. Pentru că înainte de acest diagnostic făceam psihoterapie pentru persoanele oncologice, dar ca orice lucru pe care nu poți să-l cuprins și să-l înțelegi decât trecând prin el, mi-am dat seama că e un domeniu extrem de vast, de apăsător, de distrugător și de înălțător în același timp. Anul 2015, eu până în anul 2015, la sfârșitul fiecărui an, îmi propuneam obiective de atins pe anul următor. Ceea ce s-a și întâmplat. În anul 2014 am ținut un curs de dezvoltare personală la Constanța și am lucrat împreună cu cursantele și pe anul meu, pe lucrurile pe care mi le doream, care se cereau a fi dezvoltate și mi-am intitulat anul 2015 anul de sănătate. Și mi-am propus obiective foarte clare, specifice, sport, dietă, și chiar am mers la nutriționist, am făcut sport pentru că eram sedentară de 3-4 ori pe săptămână și chiar în luna august ajunsesem acolo unde mi-am dorit. Tonifiată, greutatea ideală, mă simțeam foarte bine în pielea mea. Mi-am făcut niște analize medicale, analize de sânge, în care mi-am făcut inclusiv marcării tumorali legate de ovare, de sânde și toate analizele au ieșit perfecte. Ca în septembrie să-mi descoper nodulul și ca în decembrie, pe final de an de sănătate, cum l-am numit, să primesc acest diagnostic. În același timp, trebuie să spun că anul 2015 a fost un an profund în care m-am rugat aproape zilnic. Că vorbim de misiune personală. M-a rugat să primesc misiunea pentru că simțeam așa că trebuie să fac ceva și că îmi scapă acel ceva. Că e ceva mai mult și eu nu sunt acolo.
Și eu am o relație foarte vie cu Dumnezeu. E o relație dialog care curge. Și în fiecare zi când plecam de acasă, pe drum, la volan, îmi spunea rugăciunea, dar ceva trebuie să fac, ce trebuie să fac? Deci m-am rugat într-un an al sănătății pentru misiune și am primit în decembrie o boală cruntă. O boală care m-a explodat pe toate palierele. Și am început anul 2016 în tratament și toată viața mea s-a schimbat. La sfârșitul tratamentului, după cele 7 luni în care a fost și o intervenție chirurgicală, am întâlnit o persoană deosebită care m-a recrutat cu... Sunt emoționată că e greu tot ce spun. M-a recrutat cu Branola. Făceam chimioterapie și mi-a spus, uite, știi, aș vrea să lucrăm împreună. Crezi că ai putea să lucrezi pe sfera oncologică? Și am zis, nu. E ceva ce eu n-am depășit, e o suferință cruntă și nu cred că aș putea să lucrez cu ceilalți, nu cred că aș putea să-i îndrum. Și până la urmă am găsit forța și m-am gândit că dacă eu mă ascund și dacă eu care am trăit experiența nu sunt alături, și nu împărtășesc din cele trăite, atunci cine să o facă? Pentru că eu, la rândul meu, în momentul în care am fost diagnosticată, pe lângă sfaturile pe care le-am primit de la specialiști, cel mai mult lucru m-a motivat și m-a împins să merg înainte discuțiile pe care le-am avut cu persoanele care deja trăiseră experiența și erau undeva la 20 și ceva de ani, 35 de ani. Și am văzut că se poate, am văzut că există viață după cancer. Și atunci am zis, ok, hai să vedem ce iese. Și așa am pornit să fac grupuri de suport, să organizez, pentru că în momentul în care am fost diagnosticată am văzut că nu sunt. Apoi, organizându-le, am văzut de ce nu sunt, că românii sunt reticenți la tot ce înseamnă nou, sunt incorrect informați la ce se pot întâmpla și care este rolul unui astfel de grup de suport pentru persoanele diagnosticate, dar și pentru aparținători, pentru că această boală este o boală care cuprinde întreaga familie și fiecare membru este afectat. Și așa am pornit. A mai fost apoi partea de informare, pentru că pe parcursul bolii, citind pe internet, pe acele forumuri și chiar spun, nu citiți pe forum, nu intrați. Dacă suferiți așa ceva, țineți-vă deoparte, sunt informații de proastă calitate, fiecare caz este unic și psihicul este extrem de important. Și atunci, văzând că sunt leacuri miraculoase care te vindecă într-o secundă cu un bicarbonat, cu o lămâie, cu nu știu ce tanti care se face, mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care se pierd pentru că au încredere așa, pentru că e mult mai ușor să te duci să iei o pilulă magică și să bei o apă cu bicarbonat și să nu treci prin tot procesul ăsta care înseamnă tratament, chimioterapie, care aparent te dărâmă, ca apoi să te reclădească. Și atunci am început o colaborare ca redactor pe secțiunea de psihologie a unui site consacrat, care are informație de calitate, o informație de la specialiști, de la profesori, de la medici, o informație onestă și corectă despre toată această afecțiune. Deci scriu articole pe oncopedia.ro legate de partea de psihologie. Tocmai vreau să vă întreb dacă sunt și am fost informată că sunt telespectatori care deja ne urmăresc și avem mesaje și feedback-ul lor. Printre ei e un telespectator special, apoi am să revin ce vreau să vă întreb, dar țin neapărat să transmit unei persoane pentru care știu că ne urmărește. Mirela Dragu, am să te rog mâine, ziua când vei începe chimioterapia la Cluj, să fie ziua în care să-ți schimbi destinul la 180 de grade. Mâine vei descoperi că ești puternică, că poți, că nu ești singură, că te iubim și că suntem acolo. Tine. Iar eu, ca specialist, ca să continui mesajul emoționant pentru Mirela, o să-i spun așa, te rog să
În momentul în care vei face această ședință de chimioterapie, să te gândești ca acea substanță și să ți-o imaginezi că intră și atacă doar celulele maligne. Să nu te gândești cum se aude că iei o travă și te otrăvești, da? Ceea ce îți pui în minte și ceea ce vizualizezi este foarte important. Direcționează cu imaginația ta acea substanță înspre toate celulele maligne din corpul tău. Asemeni, cum este telespectatoarea noastră Mirela Dragu, cu care vorbim, care ne scrie și am primit informația pentru ziua de mâine, sunt mulți, de aia am spus și la început, nu pot nici, nu-mi permite timpul să stau și să răspund la toate mesajele și la toată lumea, de aceea încerc să aduc un mesaj comun tuturor. Dar, printre cei absolut interesați, vă rog încă o dată să specificați pagina, site-ul, unde ar putea să se adreseze. Una la mână, a doua la mână, vorbeați de grupuri de sprijin și știu că sunt și persoane care nu își permit financiar dacă există sau nu și grupuri de sprijin care nu implică costuri financiare. Pagina unde pot fi găsite articolele din sfera oncologiei, inclusiv partea de psihologie pe care eu o scriu, se numește www.oncopedia.ro. Iar legat de grupurile de sprijin, sunt gratuite. Persoanele care doresc să participe trebuie să se înscrie și vor găsi pe site-ul Asociației Câștigă Viață formular cu înscriere permanentă. În momentul în care s-au înscris, gratuite. Sunt gratuite și pentru cei diagnosticați, dar și pentru aparținători. Uite că se întâmplă și lucruri frumoase și pleacă de aici, de la Iași, de la... O adoptată a Iașiului, să zice că spuneați că sunteți în Hunedoara, dar acum pot să spun că sunteți ieșeancă. Clar, ținând cont că sunt din 92 aici, deci clar că sunt ieșeancă și așa mă simt. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de azi, de acum, după tot drumul pe care l-ați parcurs, după căutările și frământările din viață pentru a vă descoperi în sfârșit misiunea dumneavoastră? Cum sunteți acum? Cum sunteți astăzi? Astăzi sunt bucuroasă. Apropo de denumirea asociației pe care am înființat-o, Bucuria de a fi, am învățat să mă bucur de lucrurile simple, de prezent, de faptul că mă trezesc, că mă mișc, că pot să îmi îmbrățișez copiii. Așa cum spunea zilele trecute o doamnă cu care am făcut un interviu, care a fost și ea diagnosticată acum vreo 16 ani și spunea, până și mersul la piață este extraordinar faptul că pot să mă duc să cumpăr, că mă mișc, că sunt capabilă, că pot să fac lucrurile astea. Sunt foarte multe proiecte, da, eu sunt psiholog, fac foarte multe cursuri de comunicare, sunt acreditată în educație medicală continuă pentru asistenți și pentru medici, mă refer la comunicarea cu pacientul, mă refer la managementul emoțional a lor, ca și specialiști, pentru că dacă ne referim la domeniul ăsta, este foarte dificil să lucrezi ca specialist și să fii înconjurat în fiecare zi de o mulțime de persoane disperate care traversează astfel de boli. Și sunt implicată în foarte multe proiecte de altă natură față de cele pe care le-am făcut până acum. În prezent am un proiect pe care îl derulez pe asociație pe trei axe. A pornit din dorința mea de a arăta celorlalți care sunt diagnosticați cu cancer, dar nu numai lor, și celor care, normal, care te îngroapă odată cu diagnosticul și mie mi s-a întâmplat să văd compasiunea, mila, faptul că gata, ești și am spus așteptat să mor ca să mă îngropați. Deci e un mesaj care se numește Există viață după cancer, și care, acum vorbesc pentru prima oară despre el, va fi prima parte o expoziție de fotografie realizată pe 5 persoane, 2 bărbați și 3 femei, care au fost diagnosticați acum cel puțin 10 ani în urmă. Avem persoane de 18 ani, de 30 de ani care sunt. Va fi o expoziție pe care o vom lansa la începutul lui martie, la Palatul Culturii. Va fi apoi scoasă și o carte cu tablourile respective și cu niște articole scrise de mine cu același nume, cartea Există viață după cancer.
Și apoi fotografiile respective vor fi în format foarte mare realizat și vor fi donate Institutului Regional de Oncologie, cu care suntem parteneri în proiect, și vor fi ca mesaje extrem de motivatoare pentru cei care vin acolo și care se află fie la diagnostic, fie la tratament, fie post-tratament. Adică e menit să aducă încredere și să fie o dovadă vie că există oameni și că se bucură de viață. Și a treia componentă este vorba despre un film documentar realizat cu aceleași persoane, cu mărturiile lor, cu lucrurile minunate pe care le-au învățat, pe lucrurile frumoase pe care le trăiesc și pe cum își trăiesc ei viața, cum s-a schimbat viața lor, pentru că un astfel de diagnostic te schimbă profund la nivel interior. Încep să vezi lucrurile importante. Încep să dai la o parte lucrurile care poate că altă dată te sufereau, eu știu, un cuvânt spus de cineva sau o etichetă aplicată în mod incorrect, nu mai contează. Tot ceea ce contează este clipa, este momentul, este faptul că ești și că poți să simți îmbrățișarea copiilor, să vezi un răsărit de soare, să asculți o muzică frumoasă, să participi la o emisiune extraordinară. Da, uite, într-adevăr, în fiecare zi asistăm la miracole, chiar și mersul la piață sau participarea la o emisiune poate să fie un adevărat miracol dacă avem puterea să-l privim așa și în alt fel. Pe lângă activitățile astea, apropo, dacă toți suntem în sfera asta, știu că mai este și săptămâna viitoare, joi, un eveniment frumos. Da, și anul trecut am marcat Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, care este pe 4 februarie, împreună cu domnul primar, împreună cu doamna manager de la Institutul Regional de Oncologie, cu medici specialiști, din partea Ordinului Asistenților Medicali, din partea Colegiului Medicilor, dar și din partea Asociațiilor de Pacienți. Da, va fi săptămâna viitoare, un moment, un prilej în care ne vom aduna și vom dezbate despre politicile de sănătate și despre lucrurile care se cer a fi făcute la noi în țară, pentru că se știe că suntem pe loc fruntaș la moartea prin cancer, că nu avem la momentul ăsta un plan național de cancer, că nu există programe de screening și că până la urmă este mai ușor să previi decât să tratezi în stadii foarte avansate și mai ieftin din punct de vedere al bugetului. Aș vrea să vă întreb cât de important este cuvântul încredere, iar cuvântul ăsta încredere vreau să-l duc în mai multe zone, și anume încrederea în noi pe domeniul ăsta, cât de important este încrederea pacientului în medic și încrederea cadrelor medicale în pacienți. Îl simt ca pe un lanț care fiecare verigă este extrem de importantă, și anume veriga asta a încrederii. Sunt oameni, după cum spuneați adineauri, citesc foarte mult pe internet, obțin informații care nu sunt verificate. Nimeni nu poate să aducă dovada vie că acel bicarbonat sau picătura de lămâie sau orice altceva, nu vreau să mă duc în zona asta, că sunt miraculoase. Dar observ și mulți pacienți care n-au încredere în medic și se duc pe latura asta pentru că obțin ei încredere că au citit un articol sau nu știu ce. Cât de important este să fie în sfârșit pacientul să înțeleagă că acești medici au ani în spate de studii, de cercetare, au dovezi vii concrete a tot ceea ce au făcut. Sfătuiți să se meargă pe partea de informare de pe internet. Eu încerc să duc omul către medic. E importantă încrederea pacientului în medic și a cadrelor medicale în pacient pentru a-l ajuta să treacă? Este foarte, foarte importantă încrederea. În primul rând, încrederea în tine însuți ca persoană, încrederea că ai un corp suficient de puternic ca să ducă tot demersul acesta, să ai încredere în medic, în specialist, și eu știu de pe partea de formare, de psihoterapie, că dacă clientul nu are încredere, nu se întâmplă absolut nimic, oricât de bun ai fi și oricât de multe metode i-ai aduce. Încrederea este crucială în actul terapeutic. Da, și încrederea medicului în pacient este la fel de importantă, că se știe că ceea ce proiectează un om asupra ta se întâmplă sau nu.
Eu cred că există această tendință de a te duce spre lucrurile mai ușoare pentru că sunt mai populate și mai populare pe internet mai ales, pentru că medicii din ziua de astăzi cred că sunt depășiți numeric de numărul imens de pacienți și nu au acel timp la dispoziție în care să explice. Ca să capeți încredere trebuie să ai și timp. Ca să capeți încredere trebuie să ți se explice. Ca să capeți încredere trebuie să ți se răspunde la întrebări. Ori aici mai avem mult până când și nu că medicii nu ar avea bunăvoință sau nu și-ar dori să-și informeze corect pacienții, ci pur și simplu factorul timp este extrem de presant. Nu au timp suficient și atunci e importantă o reorganizare poate de sus, de la organigramă, de la numărul de specialiști care, dacă ne uităm, ne pleacă alarmant de mulți din țară, că vorbim despre medici. Și până la urmă și încrederea asta, să știți că am mai vorbit și despre efectul placebo, că dacă omul are încredere în ceva că îl va face bine și are toată încrederea, există probabilitatea să funcționeze. Și chiar știu că s-a făcut la un moment dat un studiu cu persoanele care au supraviețuit după diagnostic cu 10 ani și cineva era interesat, în America s-a făcut, cineva era interesat să vadă numitorul comun. Și investigând și-a dat seama că toate terapiile erau diferite. Unii făcuseră chimioterapie, alții acupunctură, alții, eu știu, meditații sau orice altceva și și-au dat seama că ceea ce era comun era încrederea persoanei respective în acea formă de tratament. Deci eu cred că factorul psihic este extrem de important și apropo că sunt persoane care după un astfel de diagnostic, deși ei sunt în stadii incipiente, mor în 2 luni, în 3 luni, deși din punct de vedere medical ar avea ani la dispoziție, după cum sunt și persoane care, din punct de vedere medical, ar fi trebuit să fie gata și un domn care este în proiectul meu cu expoziția, îi se dăduseră 6 luni de zile. Și uite că sunt 11 ani și este foarte bine și extrem de energic și de activ și mi-a spus, am avut încredere în mine că mai am multe lucruri de făcut și că nu ăsta e sfârșitul. Da, minunat. Vin oamenii către specialist, mă refer, n-am spus pacientul și am spus oamenii, special pentru a nu vorbi doar de pacient, ci și de membrii familiei, prieteni sau alții membri din jurul lui. Sunt oameni care solicită sprijinul specialistului? Da. De la copii, de la părinți. Părinții, mă refer la aparținători, ca aparținători sunt, vin, întreabă cum să vorbesc, cum să îl susțin, ce să fac, ce să nu fac, pentru că te trezești că nu știi cum să abordezi persoana respectivă, mai ales că în prima fază, cel puțin, există tendința persoanei diagnosticate să se închidă în sine și să lasă foarte puțin să se vadă, să transpară din ceea ce simte persoana respectivă. Lucru total greșit. Închiderea în sine și retragerea nu ajută cu nimic, cel puțin așa cred. Bine, în prima fază să zicem că este normală, dar dacă se prelungește foarte mult, atunci devine anormală și trebuie de intervenit. Pentru că poți să-ți păstrezi starea de echilibru chiar trecând printr-o astfel de boală. Se poate, dar așa cum nu-ți faci singur o operație pe creier, tot așa ai nevoie de un specialist care să te susțină. Să știți că oamenilor le este rușine, oamenilor din România, să vină, să vorbească, practic nu văd utilitatea. Și chiar îi întrebam, dar dacă te-ar fi durut stomacul așa de dimineață până seara, te-ai fi dus la un specialist? Da. Ei bine, acum pe tine te doare sufletul. De ce nu vii la un specialist? Adică de ce e atât de greu? E totul legat de percepție și de mentalitate. Ați făcut facultatea, ați făcut masterul, ați făcut doctoratul în psihologie. Credeți că v-au ajutat? Foarte mult. Foarte mult pentru că pe lângă studii, și dacă mă refer, dacă m-au ajutat, la ce v-ați referit? La pe domeniul acesta, încercarea grea pe care ați avut-o. Așa. M-a ajutat foarte mult pentru că lucrând cu persoanele știam fazele
Știam momentele, cum se adună și atunci nu mi-am dat voie. M-am dus la 3 colege și am lucrat cu fiecare nișat lucrurile pe care le-am dorit și nu mi-am dat voie să mă prăbușesc, chiar dacă de foarte multe ori am fost pe burtă. Am știut cum să lucrez, am știut ce să fac. Pe lângă acest lucru m-am documentat foarte mult, mi-am luat foarte multe materiale din străinătate, mi le-am aplicat, chiar primisem chiar atunci înainte de diagnostic o agendă foarte groasă și chiar toată perioada aia de boală am scris toate lucrurile pe care le-am trăit. Practic e un jurnal de boală, dar e un jurnal de specialist, știți, de boală și pe care chiar lucrez și vreau să scot o carte, pentru că dacă mie mi-a fost utilă pe parcursul, pe toate perioadele respective, îmi doresc să o dau și altora, adică să nu rămână doar pentru mine, pentru că am reușit să trec bine, foarte bine. Repet, am căzut de multe ori, să nu creadă lumea că am fost așa un zen absolut. Au fost atacuri de panică, au fost anxietate, a fost depresie, a fost disperare, dar am reușit să trec, să trec rapid și să mă reconfigurez. Iată un alt exemplu pe care aș vrea să-l ofer telespectatorilor și celor interesați. Dacă dumneavoastră, care deja aveați studii în domeniu, nu erați totuși lipsită de informație și ați trecut prin etapele acestea atât de grele, de cădere, de negare, de greutate, îmi imaginez că și pentru omul de rând este foarte greu și aș vrea să-i spun că, uitați, aceste etape sunt firești, sunt normale. Dacă un specialist le-a înfruntat, în ghilimele spun, v-ați luptat cu demonii și ați depășit toate, înseamnă că oricine poate. Exact. Și sunt etape firești, nu putem, nu se poate să sari o anumită etapă, pentru că nu ai cum, nimeni nu va primi un diagnostic cu brațele deschise. Dar regula de bază și cel mai important este să începem să căutăm soluții, să nu rămânem acolo, la nivelul ăla de greutate, de depresie, pentru că nu este nicio șansă mai târziu după aceea să mai poți face ceva, după cum spuneați că sunt pacienți cu rezultate foarte bune în condițiile în care nu ar fi fost prognosticul chiar atât de bun. Exact. Deci, se poate. Aș vrea să vă rog, pentru că ați trecut prin toate acestea și pentru că aveți și calitatea de specialist în domeniu, să oferiți un sfat celor care trec prin momente de greutate acum sau care au alături persoane care trec prin momente de greutate. Care este cel mai important lucru, cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facă pentru momentele grele? În primul rând, să nu vă lăsați definiți de acest diagnostic de cancer. Să reușiți să treceți dincolo de el, să vi le imaginați ca pe un diagnostic scris de un psiholog pe o foaie de hârtie, dar care nu vă definește, să căutați să vă trăiți viața cu normalitate, să aveți puterea să apelați la un specialist care să vă ghideze, să vă susțină, să vă dați voie să plângeți, să vă plângeți, dar după aceea să vă ștergeți lacrimile și să vă uitați încrezători la viață. Da, foarte frumos și îmi doresc ca această emisiune și acest mesaj să ajungă acolo unde trebuie. Dacă prin toți urmăritorii noștri, prin toți telespectatorii, este cel puțin o persoană care reușește să treacă peste momentele acestea grele, repet, misiunea acestui moment și a acestei emisiuni este îndeplinită. Dar uite că este exemplu viu, este mai mult decât putem noi să ne imaginăm, că vine o persoană care a trecut și ne spune, da, se poate. Există viață după cancer. Există și sunt multe, foarte multe cazuri pe care le cunosc personal. Avem la fel o telespectatoare și ea și mama ei ne urmăresc. Chiar am vorbit și astăzi cu ea. La fel este o mare eroină. Tot la Cluj a fost tratat, dar și la ea și a fost, în fine, și la ea și la Cluj. La fel are câțiva ani,
Dacă nu mă înșel, cred că 2014, când a fost diagnosticată, la fel prognosticul nu era bun, dar e o tânără atât de frumoasă, te îmbrățișăm, Iman. E extrem de puternică, extrem de curajoasă, muncește, lucrează și a făcut o familie. E un om fericit, un om care la fel vine, ne spune, ne povestește că da, se poate. Și multe alte persoane, avem și aici în Iași și la fel o pacientă, Carmen, care a și scris și o carte. Atât de mult mă bucură lucrurile astea, atât de mult îmi place să stau lângă astfel de oameni care mai mult de atât nu se mai poate. Dovada vie că, uite, putem reuși. Și apropo de emisiunea Oameni și Destine, avem în fața aici un om care și-a descoperit propriul destin. Dacă ar fi să o luați de la capăt, mă refer pe partea profesională, vreau să ieșim puțin acum din zona sensibilă, dacă ar fi să o luați de la capăt pe partea profesională, credeți că ați urma un alt drum? Ați fi dorit să faceți altceva? Sau ați ajuns în momentul în care puteți să spuneți sunt omul potrivit la locul potrivit? Da, sunt ceea ce mi-am dorit să fiu, sunt ceea ce mă definește fiecare atom din mine. Aș lua-o de la capăt în același mod și tot aici m-aș opri la oameni, la sufletul lor, la dorința lor de schimbare, la susținere, la ghidare. Aici aș rămâne. Înseamnă că e zona de confort, să-i spunem așa, zona în care chiar sunteți omul potrivit, la locul potrivit. Referitor la activitățile pe care le faceți, la proiectul, vreau să vă descos un pic mai mult. Ce activitate, ce o să fie concret și dacă putem să urmărim unde activitate de joi și la fel privitor la expoziție și la cartea pe care urmează să apară, dacă ne puteți da mai multe detalii, când, cum, unde vom putea urmări. O să postez pe Facebook toate lucrurile dinainte, pe pagina mea de Facebook, Mihaela Paladegheran. O să fie și pagina asociației Bucuria de a fi, în care o să fie postate evenimentul de săptămâna viitoare de joi la primărie. Expoziția de fotografie va fi lansată cel mai probabil la Palat, încă suntem în discuții, dar acolo ne dorim să găsim un locușor. Vreau să mai spun că mai sunt două cursuri de dezvoltare personală pe care o să le lansez săptămâna viitoare. O să fie un curs de dezvoltare personală centrat pe exerciții practice, de cum poți să schimbi tiparele mentale generatoare de frici, de blocaje, de boală, dar nu numai, de modalități practice prin care poți să te bucuri de viața de zi cu zi, în care poți să te bucuri de prezent, pentru că în prezent putem face toate schimbările, trecutul rămâne acolo, viitorul poate fi, dar prezentul este. Și o să mai lansez încă un curs de dezvoltare, de fapt e un curs, nu e neapărat de dezvoltare personală, ci e un curs de reconectare la corpul fizic, pe care o să-l fac împreună cu o colegă, o doamnă dragă inimii mele, profesor de dans, și o să fie împletit dansul ca și reconectare la corp, la semnalele pe care el le transmite în permanență și va fi și împletit cu partea de psihoterapie, cu lucrurile pe care le poți accesa. De exemplu, dacă ne alegem un simbol al ceea ce înseamnă viață, o să încercăm prin metode, Ligia, cea care o să fie împreună cu mine co-trainer, are foarte multe cursuri pe partea aceasta de cum să simți viața în corp și cum să o extinzi în întregul corp. Și apoi eu, ca psihoterapeut, voi pune acele, ca pe tort, știți, acele ornamente în care să vadă persoana cum le ia și cum le transformă și cum le transpune realitate în viața de zi cu zi. Minunat! Da, eu vă spun de pe acum succes! Mulțumesc! Aș fi vrut să vă întreb, vă rog,
cine se poate înscrie la curs și unde anume, pentru cine sunt destinate, dacă sunt adresate pentru oricine ar putea pentru adulți. Cursurile vor fi lansate, cum spuneam, în zilele următoare amândouă, vor fi formulare de înscriere pe internet și pentru persoanele la dans și psihoterapie, pentru persoanele diagnosticate cu cancer, vor fi gratuite. Și la celălalt, pentru persoane diagnosticate cu cancer, vor fi la jumătate de preț. Deci o să fie și componenta asta, dar nu neapărat, deci am trecut în normalitate și nu vreau să rămân doar pe sectorul ăsta, pe domeniul ăsta legat strict de boală, ci mă refer la toată lumea normală, sănătoasă, care vrea să-și mențină starea de sănătate și care vrea să învețe câteva trucuri din mintea unei persoane care a trecut printr-o experiență de luptă cu moartea, dar și ca și specialist. Iată că sunt generale, să zic așa, adresate tuturor, doar că pacienții oncologici au, exact, sunt favorizați, da, prin această gratuitate sau prin reducerile, exact, pentru ceilalți în jur. Minunat, pot să vă spun. Mai avem 3 minute până la închiderea emisiunii. Și aș vrea să un pic să vă rog, dacă este, să dați un sfat apropo la orientarea profesională a tinerilor în viață, la împlinirea destinului, la descoperirea misiunii, în calitate de specialist, ce ați putea să le transmiteți pentru a-i ajuta să aleagă mai ușor drumul care este făcut să fie pentru ei în viață și nu făcut de alții. Păi, cel mai important lucru e că vorbim de specialiști și de instrumente deja consacrate, este să se ducă înspre un specialist care să-i îndrume cu instrumente clare, spre profesiile care le pot asigura maxim de succes și de bucurie în a face lucrul respectiv. Și să nu vă lăsați convinși, mai ales de părinți, să le trăiți visurile lor. Pentru că am în cabinet persoane care vin la 40 de ani, persoane de succes aparent, care fac foarte bine anumite profesii, dar care pe interior sunt extrem de pustii. Fac acele profesii care nu le spun absolut nimic. Și dacă ne gândim că la serviciu se stă marea parte a timpului, atunci să nu ne mirăm de ce apar boli, de ce apar frustrări, de ce apar conflicte. Deci, viața trăită cu bucurie începe din lucrurile făcute cu bucurie. Mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Mulțumim că ați răspuns pozitiv invitației și chiar ne-ați lăsat impresia că nu e doar strict un răspuns, ci e chiar și o mare bucurie să veniți. Mulțumim și vă dorim succes în tot ceea ce faceți. Vă suntem alături când o să aveți activități, când o să aveți lansările, vom fi onorați să fim și noi acolo, cu drag, alături de dumneavoastră. Cu drag, o să vă invit, mulțumesc și eu. Dragii noștri telespectatori, mulțumim că și astăzi ați fost alături de noi, la fel ca de fiecare dată. În încheiere, aș vrea să vă rog din tot sufletul, urmați-vă calea, urmați-vă destinul, aveți grijă de sănătatea voastră, aveți grijă de cei din jurul vostru, pentru că nu se știe ce povești au în spatele lor, nu se știe ce greutăți înfrunt. S-ar putea să întâlnim în viața noastră oameni triști, oameni nervoși, oameni supărați. Nu trebuie să-i judecăm. Încercați să descoperiți ce este în spatele nervozității, ce este în spatele lacrimii. Descoperiți povestea. Astfel puteți să o împărtășiți împreună, astfel puteți să legați prietenii, astfel puteți să spuneți că aveți bucuria de a trăi. Până la o nouă întâlnire, vă transmit cu toată căldura, sănătate, aveți grijă de voi și niciodată, dar niciodată, să nu uitați să vă bucurați de viață. Este frumoasă și zi de zi avem un miracol. La revedere!